regele era, este ortodox. Oui. Dumneavoastră catolic. Sunteți catolică. Oui. Cum ați rezolvat problema? Pentru că știu că papa n-a fost de acord cu acest mariaj. Maman et ma belle-mère, Anne-Hélène, sont tous les deux allés chez le pape. Ils ont essayé, puis 12 peut-être. 12. Et maman même était si loin qu'elle a tapé la table. La table du pape Pan. En disant de... Oui, pape. Il était là, comme... c'est comme ça qu'on reçoit le pape sur la table. Furieuse parce qu'il a dit non, je ne peux pas donner ma bénédiction. Alors maman et la reine Hélène... Mama a izbit cu pumnul în masă, oui, comme ça, sur la, în fața papei, oui. Și așa bănuiesc că audiența s-a terminat, oui. Pe loc. Oui. Dar spuneți-mi dumneavoastră, în toată viața dumneavoastră ați izbit vreodată cu pumnul în masă? Se înserite, Votre Majeste? Non, va apla, peut-être. Ah, e o diferență. Apla, oui. Mais comme ça, non, je comprends. Jamais. D'abord, ça fait mal à la main. Ah, bon. Et apla, ça ne fait pas mal. Mais là, oui. Da. Alors ça, non. Deci, vedeți, acum îmi dau seama ce diferență e între a izbi cu pumnul în masă și a izbi cu palma în masă. Oui. E o diferență. Oui. Non, mais ça, c'était assez amusant, ça. Alors, voilà pourquoi nous avons... Et mes parents n'étaient pas là pour le mariage. C'était un de mes oncles danois, le prince Eric de Danemark, qui a remplacé mon care frère. Era protestant. Oui, qui est protestant. Și singurul din familie care a venit. Oui. Dar mama, tata, frații, nimeni n-a venit la nunta dumneavoastră. Și nu v-ați simțit atunci o victimă? Vă n-avez pas souffert? Non. Vă n'avez pas pleuré de votre pitié? Mais pourquoi? Că nimeni din frații iubiți, mama, tata, n-au venit la nunta de la Atena. Non, mais c'était mon choix, mon choix. Si vous aimez quelqu'un, c'est votre choix. Mon choix, c'était le roi, Michel. Donc, je me marie avec le roi Michel, non?